Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Bitcoin aproape că s-a luptat cu 36.000. Dacă luna octombrie e denumită October în engleză de la în sus și octombrie, oare cum o să fie denumită luna noiembrie, november, va fi tot un up november. ce trebuie să vă spun este că Până la Crăciun, cu certitudine, vom avea o corecție. O corecție de cel puțin 20%, cu certitudine. Aș putea spune că sunt 85% sigur că lucrul ăsta se va întâmpla. Acum contează foarte mult pe grafice de unde până unde vom avea acea corecție. Clar, piața dă semne, atingând 36.000, că vrea mai sus. Clar, o corecție cum am avut până acum anul ăsta încă vreo 3 corecții de 20%, nu ar fi ok de la 34-35, de la un 37-38 ar fi mult mai ok să ne ducem până în maxim 30.000, 31-30, ceva de genul pe acolo, să nu rupem pragul psihologic de 30 30.000. Ăsta ar fi scenariu fabulos. Pe weekly, stocastic RSA e pe turbomod. O să vă arăt pe grafice ce a făcut data trecută când a fost pe turbomod. Solana a crescut de oamenii, se uită și nu le vine să creadă. Acolo se poate naște o mega oportunitate de short. Ne uităm pe grafice și discutăm. Dragii mei, cam așa arată chartul Bitcoin pe o săptămână. Este graficul fără indicatori, da? ca să putem vedea un pic mai bine perspectiva. Avem această rezistență pe care o întâmpinăm aici este zona de bottom din 2021, da? când am avut acea întrerupere de bull market și vedeți că fosta rezistență de la 30.000 era bottom de atunci. De asta a fost atât de greu să o depășim, pentru că ca și structură de piață, aici era o zonă foarte, foarte importantă. Da? Acum suntem în drum către zona, da? următoarea rezistență este de fapt tentativa de suport pe care am avut-o anul trecut în februarie, da? Uh, Într-acolo ne îndreptăm noi acum, pentru că ieșim de aici, din zona asta de structură da, și ne îndreptăm aici. Ar fi foarte mișto să atingem pragul ăsta, ar fi epuizant da? pentru piață, da? Deja am atins 35.900, până în exchange-uri am atins 36.000. Uh. Dar este absolut evident că o corecție urmează. Bun, acum am pus și indicatorii. După cum vedeți pe weekly, suntem peste 200 moving average, suntem peste 50 moving average, peste 20, deci peste toate. Suntem într-un scenariu ultra bullish. Stochastic RSI. Ultima dată când stochastic RSI, deci înainte de urcarea asta, da? O urcare sănătoasă a început în noiembrie 2022, da? iar mișcarea a durat până aici, până în aprilie 10, 140 de zile. Noi avem acum această mișcare începută aici și putem spune că avem 63 de zile, dar nici măcar jumătate. Nu este neapărat să se repete scenariul, dar privind în trecut ce se întâmplă când Bitcoinul urcă pe weekly, da? Vedeți. Are o durată destul de mare. Stochastic RSI arată foarte bullish, MACD-urile sunt bullish. Da? Volumele nu sunt bullish, adică nu mă impresionează volumele încă. Da? Dacă reducem pe un frame mai mic, da? vedem deja că o corecție este în așteptare. Da? Deci este în așteptare o corecție. Suntem deja destul de mult timp aici în zona asta. Și mi-e greu să cred că piața o să o țină langa săptămânii. Da? Deci o corecție este necesară și este absolut normală să se întâmple. Da. Că va fi din zona asta, da? în medie, anul ăsta. Hai să ne uităm un pic să vedem, da? anul ăsta. Deci am avut o corecție aici, în februarie. De 13%. Am mai avut o corecție aici de 22%. Am mai avut o corecție zigzaguri aici de 19%. Da? Și am mai avut o corecție aici de 20%. Da? Deci putem spune că am avut până acum 3 corecții de 20%. Asta este tiparul făcut anul ăsta. Iar creșterile am avut una aici de 60%. Una aici de 57%, și asta de acum de 43%, mai mică decât precedentele, da? Și după fiecare corecție de asta majoră, noi nu am căzut mai mult de 20%. Uh, matematic, matematic, da? Atunci m-aș aștepta la un tipar similar. Dacă nu se întâmplă ceva major, semnificativ în piață, nu aș vedea un motiv să avem o corecție mai mare de 20%. Hai, 25%. Și atunci, dacă mă uit pe grafic, da? Și mă întrebă unde ar putea să-mi cadă piața, unde ar fi suportul logic în clipa de față. Păi e super simplu. Aici. Asta este zona aici, rezistență, rezistență, a stat aici. Da? Deci ăsta este suportul logic. Următorul suport logic, pentru că noi suntem în uptrend. Da? Deci eu nu aș vedea Bitcoin-ul să cadă sub 30.000 mult, da? se întâmplă da, să avem genul ăsta, codițe, da, uicuri. Asta nu e o problemă, dar corpul umânărilor, da, eu l-aș vedea în zona asta. Da? Și atunci, aici, nu știu ce face piața încă, da, dar vom vedea. Clar, dacă se duce în 37 de mii, mă poziționez short am ce să pierd. Adică nu cred că se va duce la 48-50 de mii decât dacă anunță ăștia ETF-uri. Și dacă te poziționezi short, te protejezi cu stop loss. Odată ce începem show-ul, de trading show, în continuare, și astăzi linkul în care vă puteți înscrie pentru acest show va fi în comentarii. Dacă veți urmări acest show de 4 ore în fiecare zi de luni până vineri, veți avea ocazia să vedeți cum se iau pozițiile în timp real. Zone de suport, zone de rezistență, foarte multă educație, da? pentru că asta e scopul show-ului: să educăm, să vă învățăm despre ce se întâmplă în piață. Da? Deci voi lăsa în comentariu, primul comentariu de la acest clip un link unde vă puteți înscrie. Și vreau să fac o mențiune. Cei care nu sunteți abonați la canalul meu, dar vă uitați, vor fi zile când nu veți putea accesa show-ul, pentru că va fi, în primul rând, pentru cei abonați a acestui canal. Plus, cei care sunteți în comunitatea premium, veți avea acces la mai multă informație decât are toată lumea de pe canal. Dar întotdeauna ne vom recompensa oamenii care sunt aproape de noi. Uh, estimez că în maxim una-două săptămâni dăm drumul la show până clarificăm totul Deja avem o echipă formată Încă suntem în căutare de oameni inteligenți uh, Analiști, matematicieni, traderi Oameni care vor să facă parte dintr-un grup privat de traderi da? Vrem să ajutăm România, repet încă o dată Acest material educațional este pentru români, în primul rând Vorbeam de Solana, care este super bully și a crescut de... Nu-ți vine să crezi, adică de la început de an până acum, da? Solana, stați așa, țineți-vă bine de scaune, creștere de 487%. Zici că este Nvidia. Nu a vindecat pe nimeni de nicio boală, n-a oprit niciun război, însă sunt băieți deștepți aici care pompează, da? Știu să bage banii, Da? Unii fac marketing, unii fac market making. Da, adică, bun, ca și zonă de structură, Solana are un top aici, da, făcut în uh, 2021, da, înainte să înceapă bull market-ul. Priviți un pic cum funcționează Solana în bull market. Puh! Zici că de la SpaceX, se duce torpilă, da? Bun. Da, așa. Uh, ok. Hai să-l dăm pe daily, să vedem noi ce face Solana pe daily. Clar Solana se apropie de această rezistență. Priviți cum e setup-ul. 250, 20, da? Deci bullish, bullish, ultra bullish. Ieri a avut, ce să zic, rachetă de volum. Pe Solana, da? În clipa în care va face o a doua lumânare roșie, da? Pentru mine e un semnal de intrat. Adică vă zic celor care nu vă pricepeți la analiză tehnică, oricum o să vorbim aici pe canal, dar Solana îmi e pe radar pentru că, mai oameni buni, deci din 29 septembrie, sau hai să pun de aici, din 13 septembrie, Solana a crescut 171%. Adică acum să avem pardon, dar nu poți să crești un miliard la sută și să n-ai o corecție. Unde se poate duce Solana la prima corecție? Eu zic aici. Zona asta unde a avut un obstacol, a avut o oarecare rezistență, da? Deci asta este o zonă țită. Pentru mine e simplu. Da, deci aici s-a chinuit, aici trebuie să se întoarcă. De unde este Solana acum de la 42 ceva până aici, dragii mei, are 22%. Adică nu știu cum să vă zic, dar chiar este interesant. Pe final, dragii mei, vă reamintesc că acesta este site-ul meu oficial, mihaidaniel.ro Aici puteți găsi un produs pe care vi-l recomand cu toată încrederea și cu toată bunăvoința. Cursul meu de tranzacționare cripto este un produs pe care l-am realizat anul trecut. Am muncit la el aproape 3 luni de zile și e un produs pe care îl folosesc și eu însumi. Mă Educ și mă folosesc de el și îmi reamintesc lucruri și testez strategiile de aici. Tot aici găsiți linkurile mele oficiale. Atenție, eu nu vă contactez, nu vă scriu, nu vă propun afaceri. Iar pentru cei interesați de un plus de informații, da, vă recomand să vă abonați la varianta premium a canalului de YouTube, unde în fiecare săptămână vin cu un clip de aproape jumătate de oră cu analiză, atât pe piața cripto cât și pe piețele bursiere. Vedem ce face și indexul dolarului, vedem ce se întâmplă cu Nasdaq, vedem ce se întâmplă cu Tesla, cu Bitcoin, cu tot ce înseamnă acțiuni și criptomonede și în fiecare săptămână vă ofer un indicator sau un combo de indicatori absolut gratuit. Sunt în unele episoade indicatori care valorează cât abonamentul pe un an de zile. Așa că, dacă vreți un plus valoare, vă recomand să vă abonați aici. Dar, dar, pentru un motorul ciclu de piață, neapărat trebuie să investiți în educația voastră. Că e cursul meu, că e alt curs, important este să vă educați.